Să ne spuneți, vă rog, cum vă numiți? Cum? Mă numesc Maria. Maria Crăcinescu, după bărbat. Dar așa, eu când am fost deportată, Donea-i familia mea. Donea? Da. Uh-huh. Dar a crede salci. De acolo te-au deportat, nu da, de aici. Da. Uh-huh. Da. Povestește. Povestește cum a fost. E greu, da? Îl iau eu dacă încurcă. Povestește cum a fost. Cum a fost? În iulie 49 sau când v-au eu? În 1949. Uh-huh. În iulie, pe data de 6. Da, da. Iulie a venit la ora 2 noaptea. Doi striboși de ăștia din Taraclea de Salce, oameni de sat, și doi soldați. Și au bătut la ușă și au spus că tata a ieșit și întreabă, zice, arma vieță, nu știu ce, dar el avea armă de asta de iepuri. De vânătoare. De vânătoare. Și a zis că dați-o încoașe și el i-a dat-o. Și a spus, gata, de amă, timp de 2 ceasuri, la ora 2 noapte, n-aveți asta, dreptul mai mult stați în casa asta. Mm-hmm. Ați adus în mașina, sunteți depărtați. Și tata a venit în casă, mama întreabă și s-a întâmplat. El spune, vreau să nu o chema. Nu te Dar nu v-a spus de ce? Nu a spus nimic, a spus că sunteți departat și gata. Și a venit și mama. I-a spus la mama, mama, avea complet misil, nici 3 luni n-avea. Și dar eu dormeam într-o, așa, într-o cameră, în casă. Aud mama plânge. I-a spus, mama, ce s-a întâmplat? Mă, ta erai mărișoară de avut. Erai mare atunci, nu? A? Erai mare, câți ani aveai? 37, nu știu câți. Din 37 ești născută, dar mă, ta câți ani aveai? Eu aveam... asta... 13 ani. Atât aveai, da? Aveam. Uh-huh. Atâta, mai mult nu aveam. Uh-huh. Și asta... Mamă, dar de ce plângi? Că eu știu că tata niciodată... Nu făcea scandal că să... Și ceva în casă. Și... Și ne ridică mărță, că mai ne ridică. Ne duce în Siberia. Și... Început, mama nu știe nici copilul, nu putea să-l înfeșe, să-l iei. O luat tata, era țul așa, pat mare, de la sobă până în fundul casă. Un țol mare, așa, nu, și a pus, pierne, a pus tăt din casă și nu mai avut mama și niște țole și nu știi cum era înainte, zeisere. Și așa, la unul din Taracle, Moș Nicolae, mă spunea, să nu îl iei nica din casă, nica să nu luați, că la gară tot una vă le zvârle. Da. Le aruncă haine astea, țoale, haine. Dar mama s-a îmbărbătat și zice, vezi, și nu era cununat de părinții ea. Și Nicolae lasă-o la gară să le arunce, dar eu aici nu le las. Și tot el a făcut și la da o oprit-o. Acolo erau zaimuri de astea, mulți bani erau. Erau documente, erau diferite. Numai și ăla a fost mai mare, tata a luat de acolo și așa au rămas. Și ne-au scos din casă, în o gradă și era, dar lumea în drum, parcă era nunte. Asta spunea, vaca rege, porcul țipa, ghițelul, păsări pe o gradă. Dar mama nici pâine n-avea în coaptă. Când o vine asta, spune, azi e miercuri, marți, mâine e marți și am scot pâine, am spăl cămeșele, am spălat. De așa murdarii toate le-au luat, pâine nu mai copt, n-am avut nici pâine, n-am avut nică. Și ne-a suit în mașină și
tata spune, o lua copilul și-a lăsat mă. Și zice, oameni buni, și m-a făcut copilul ăsta, de mai de spire. Nu pleci, Mărieță. De spire, mă dușiți. Și așa, până când i-a scos în drum și ne-a dus în gară la Tabaco, la Bolgrad. Mm-hmm. Acolo era trenul și vineau mașini, ne-a dușit de diferite sate. Și ne-a suit în vagonul așa și am stat cum azi, cum ne-a dus dimineața. Și am dormit în noapte, că vagonul și ala era dejit. Și acolo era asta, așa cum vagonul, ușa la mijloc și așa ea, de la ușă până în fundul vagonului, pat până la, așa curând. O laiță, da. Și două pași, și în partea aceea, și în partea asta, până lângă ușa. Și tata i-a spus, mama, noi nu să putem copilul jos la podele să stăm. Ne suim noi în familia noastră, într-un pat de asta. Și ne-a suit, și acolo am stat și ne-a dus. Ne-a ținut a doua zi, pe sară, ne-a pornit trenul. A dus și ziua întâi și a doua zi, care mai erau rămași, chiar era unul din Beșalma, Moș Vasăl Crai, el nu știu unde era dus, bătrân, dar familia lui i-a adus-o de prima zi. Și el l-a adus soldață la ușă și fetele, când avea trei fete și baba bolnavă, din Beșalma. Și spunea, dar ele, când l-a văzut pe tață, când a început să strige, tiatiu, tiatiu, și l-a ridicat așa, pe tață, în vagonul, s-a bucurat, cred, a venit tață cu dânșă. Și cum a fost drumul? Ha? Cum a fost drumul? Drumul a fost foarte greu. Apă nu, mâncare nu. Și ne-a pornit. Și am dar tata știe că în 41, așa a fost. O luat oamenii, au oprit trenul în Tiraspol și au luat oamenii care, asta, la familie. Care i-au deportat. Da. Au rămas femeile cu copchii și bărbații au vrut sub pământ și acolo era, spun eu că îi împușca acolo. I-au împușcat acolo puteți bărbați. Mhm. Dar femeile i-au dus în Kazahstan, că Moș Vasile ăsta care e în Beșalma, el avea fiică, ăsta, înrădicat în 41. Mm. Și dacă erau tineri, n-aveau copii, pe bărbațul l-au luat și i-au dus în Kazahstan. Și când acolo o s-a ieșit din minț și o suit într-o căruță, cu doi oameni, s-o ducă la casa din nebuni. Și ei s-au oprit în pădure și-au legat-o de un copac și s-au dus înapoi acasă. Și ei, cine știe, nu știe, era iarnă, era vară, dar pe dânsa, cred că au mâncat-o, înghețat ori, au legat-o în mijloc pădure, cine știe. Și ne-am dus, am mers 21 de zile pe drum. Mâncare, nu, după și am ajuns undeva în Rusia și se ne-a dat comandă și ne-a dat ei la trei zile odată pleacă de mâncare și pânica așa ea, cu sârnică oamenii și bărbații care erau în vagon, eram 27 de persoane într-un vagon și asta mânca, dar noi Taman a fost la rând la oia de mamă și mama a făcut două chipuri așa, chipuri, știi, din lut. Cerami sau cum? Așa, chipuri, da. Chipuri, pline cu brânză.
Și nu avea și să ne dea. Și tata făcea așa, câte un boz de brânză, că era fermată, nu era așa. Și ne hrănea dimineața. Și pe urmă am mers 21 de zile, am ajuns în orașul Cuibușev. Și acolo, aproape, e Volga. Râul Volga. Da, da. Și am stat toată ziua la soare acolo, în orașul ăla, la gară. Și de acolo ne-a pornit cu trenul și am trecut gara asta, Volga, am mers până întunecat, era soroș. Când am trecut Volga, asta e, am intrat în munțul Urali. Și pe urmă ne-au dus și am ajuns în Barnaul. Și acolo, în Barnaul, ne-au dat jos, o dispărță vagonul. În mai multe raioane, de lângă noi, vagoane le-au dus în ora asta. M-am uitat cum... Tot în Siberia, pe acolo? Tot acolo, nu departe. Asta, râul Obi era dispărță Barnaulul de Bisc. Bisc. Așa e, asta. Când... Și apoi ne-am dus la baie după așa și au spus la vapor, că nu era drum de șirac. Și am mers soarele așa, am suit în vapor și femeile plângeau că dacă ne ducem cu vaporul, gata, ne înlăcăm. Dar era un om din Corten, bătrân, nu vă plângeți, acolo dacă ne ducem în vapor. Măcar a să și însătui de apă. Nu vă temeți că nu a să nimic. Și apă a doua zi, și noaptea am mers și a doua zi am ajuns la Bystrystok, acolo, în raionul șală. Ne-a oprit și pe mare. Și acolo ați rămas. Acolo am rămas, am dormit noaptea. Tata a ridicat la sa și am avut niște făină, bagajul. E toată noaptea a fost bolnav, dar mama cu copii, mamele cu copii ne-au dus acolo într-o casă, într-un club, nu știu, era. Și a doua zi au venit prisidați de ăștia și ne-au împărțit tot raionul, că ți eram în vagon, în vaporul și ăla. Câți ani ați stat acolo? 7 ani. Și în ce condiții? Ei, prima iarnă, și frig am dus. Între două familii într-o casă și era, noi eram asta, 5 copii și cu părinții 7 și oamenii și ei erau mari. Era din Tartaul de Alice Tabuncic, Iacob Tabuncic, și cu femeia și sora ei, lui, bărbatul era în pușcărie, evidența o ridicată și am trăit acolo, patru și noi. Șapte. Și nu avem cum să faci focul. Ne dădeam câte o sani și încem. Și tăiem așa, rătufar de ăștia. Și în cazul așa am trecut iarna. Mă, copilul mitel, greu a fost. Dar au ajuns tăți zi în Siberia. Am ajuns în Siberia. Și a doua, pe urmă, ne-a dat colhozul casă, aparte. Și ne-am dus pe deal, am muncit, tare ne-am împăcat cu rușă, nu? N-am avut nici așa tare. Am lucrat, eu eram din 13 ani. La școală n-ai mai îmblat? M-a chemat la școală, 2 ani de zile, dar eu am simțit că noi n-a să putem, ale mama, copiii, mițel, tata, să ne hrănească pe noi atâția. Și eu n-am vrut și am rămas în colhoz și am lucrat și pe deal. Prima zi când ne-a dus pe mine cu o fata așa din Bășama,
matrona, alu moș Vasile, mi-a dus cu deal. Și ne-a luat Sara și ne-a dus la un tractor. Tractorul și-a avea chestia, borone, multe borone de pământ ca să, pentru sămânță. Din sămânțat pământul trebuie să-l... Și o femeie era ruscă. Toată noaptea, e tractorul să ne arăta, uite așa, să ridicați borona, să o țineți, să chișii boroianul și pe unul spuneți că e borona, să nu vă închișii borona pe sticșoare. Dar eu am ridicat borona, am ridicat până în noptat. Dar pe urmă nu că îți mai ridic borona, dar mă aplecam să ridic borona și nu putem să mai ridic. Toată noaptea am umblat, dar și eu mai umblat după. Acum pune un copil de 14 ani, de 13 ani, să fugă, să l-a arat. Am arat, am... și l-a arat, am așa. Am lucrat 2 ani de zi. După aceea m-a trimis la pădure. Și, dar și, când m-a văzut pădurarea, de seadnic, a zis că fata asta nu... nu așa. Dar nici în pădure nu trebuie. Și poate copilul ăsta să facă. Numai să pune strâng de astea, șâșche, din brațul. Dar și făceau în pădure. Și făceau în pădure. Bărbatul tău atunci nu era benzopile, era cu joagărul. Și fata și ea din Beșoara mai era cu vodoni mai mari. Și ea tăie cu tata meu. Eu stăteam, mai strângeam șâșche de acelea sămânță de copac. Dar e gata. Era în 34, cu 2 ani, mama. Cu tata meu tăiau și copoași mari, greutăți mari au fost. Și pe urmă, a venit, a adus la oameni.